Bună și bine te-am regăsit! Astăzi o să alcătuim împreună propoziții pornind de la anumite imagini date. Eu sunt Oana Oana și îți doresc să petrești timp frumos alături de mine. Haideți să ne jucăm un joc. Spune ce vezi în această imagine folosind cât mai multe enunțuri. Și apoi îți voi spune și eu ce am văzut. Te las câteva secunde să te gândești. Uită de la fiecare detaliu și alcătuiește propoziții. Aceasta este propoziția la care m-am gândit eu. Pinguinii dansează. Oare te-ai gândit și tu la această propoziție? Eu mai am alte propoziții. Uită-te puțin la imagine și spune-mi. Pinguinii poartă papion. Ai observat lucrul acesta? Sau cei trei sunt veseli? Și tot uitându-mă la această imagine, am mai văzut ceva. Papioanele sunt colorate. Privește câte propoziții am alcătuit uitându-mă doar la această imagine. Sigur nu le-am scris pe toate, dacă mai ai și tu, poți să le notezi. Aici am pregătit o altă imagine. Ce vezi? Alcătuiește enunțuri, privind imaginea dată. Apoi urmează-ți să-ți prezint ce am scris eu. Te las să te gândești! Oare ai scris această propoziție? Matei citește! Sau el este brunet. Și am mai scris. Băiatul poartă ochelari. Tot privind imaginea, mi-am dat seama că îi place ce citește. Dar am observat și că această copertă pe care el o are este albastră, așa că am scris propoziția, coperta este albastră. Sunt multe propoziții pe care le putem alcătui privind o imagine. Această imagine transmite foarte multe. Te rog să te gândești ce vezi aici și să scrii cât mai multe enunțuri. Te aștept, apoi am și eu 3 enunțuri pregătite. Eu am observat că un ren cântă la chitară. Sau a venit iarna. Și toți sunt fericiți. Privind imaginea, vei descoperi multe alte detalii care te pot inspira să scrii și alte enunțuri. Acum este timpul ca tu să alcătuiești câte enunțuri dorești privind această imagine. Uită-te și scrie ce vezi în imaginea pe care am pregătit-o pentru tine. Spor la lucru!